Bună ziua, domnule Burleanu, mulțumesc că ați acceptat invitația. E primul dialog cu hotnews.ro. Prima temă este organizarea Euro 2020. O anchetă realizată de colegii mei de la hotnews a arătat că există întârzieri semnificative în îndeplinirea obligațiilor asumate de România. Problemele critice sunt la transporturi, la infrastructura de transporturi, din ce am văzut. Legătura cu aeroportul, autostrada Sibiu-Pitești, modernizarea căii ferate. Ce soluții alternative aveți? În mod cert, luate pe fiecare capitol în parte, există soluții alternative. Situația cea mai îngrijorătoare din punctul meu de vedere este reprezentată de cei 150 de kilometri de autostradă Pitești-Sibiu. Dincolo de organizarea aceasta Euro 2020, a patru meciuri din cadrul campionatului european de fotbal, care plasează România din nou pe harta Europei și pur și simplu putem să intrăm din nou într-un spațiu de modernitate, din acest punct de vedere, e pur și simplu și o necesitate economică a acestei țări. Avem, în primul rând, doi constructori de automobile, unul la Pitești, altul la Craiova, care pur și simplu, adică riscăm noi ca țară să pur și simplu să închidem aceste două fabrici și să lăsăm câteva mii de oameni fără locuri de muncă. Cu alte cuvinte, nu e investiție fantasmagorică, cum am văzut în diverse alte țări organizatoare, în Grecia, Olimpiada de la Atena, sau în Brazilia, unde populația s-a revoltat împotriva unor investiții complet nenecesare, ci e vorba de o investiție cerută de piață până exact, la urmă. De infrastructura generală, da. Fiindcă pur și simplu această autostradă care se tot clamează că trebuie să fie făcută în ultimii ani, se pare că nu a fost făcută. Și ce vom face? Bun, aceasta practic e unul dintre obiectivele guvernului, obiective despre care chiar am discutat cu domnul vicepremier Vasile Dâncu săptămâna trecută, inclusiv în tot acest context al Euro 2020 și pur și simplu să ne putem stabili termene limită pentru fiecare implementare în parte. Dar aici toate calculele arată că nu va putea fi gata până în 2020. Dimpotrivă, e un termen absolut utopic acesta. Ce alternativă avem? Bun, eu cred că totuși n-ar trebui să fie utopic, vorbim doar de 250 de kilometri de autostradă, adică nu vorbim mai mult, adică de mult mai mult. În ceea ce privește cealaltă proiecte, în schimb, cum este cea legată de metrou care să lege Bucureștiul de Otopeni, acolo să spunem că ar putea să existe o variantă alternativă și mă refer la calea ferată, uh-huh, care să lege Baloteștiul de Otopeni și cu o investiție nu foarte mare. Bun, în același timp noi trebuie să înțelegem tot cadrul general, că aceste investiții nu sunt necesare doar pentru a organiza acest eveniment. Câteodată se pare că avem nevoie de o presiune externă ca noi să putem să facem ceva în această țară. Asta e povestea de 150 de ani a modernizării României până la urmă. Exact, hai să ne uităm să vedem ce a lăsat în urmă summitul NATO la București, ce a lăsat după aceea organizarea someului francofoniei. Și tot așa mai departe, adică se pare că întotdeauna avem noi nevoie ca țară de o presiune în aceasta externă, ca pur și simplu să ne punem la treabă. Ați discutat cu cineva de la Ministerul Transporturilor despre aceste infrastructuri întârziate? Se ocupă cineva de problemă? Da, avem deja un grup de lucru la nivel de federație. Săptămâna trecută am avut o discuție și cu cei de la CNI, inclusiv cu domnul vicepremier Vasile Dâncu, astfel încât pur și simplu să ne putem corela mult mai bine pașii de acum înainte, să putem pur și simplu să fim mai atenți la termenele, pur și simplu și la demararea proiectelor, da? Fiindcă pe lângă aceste proiecte de infrastructură generală, bineînțeles, așteptăm și trecerea alegerilor la nivel de capitală, fiindcă și capitala, primăria capitalei este puternic implicată. Da, e un dialog tripartit, exact. FRF, guvern și primăria București. Capitalei sunt cei doi actori instituționali foarte importanți din această zonă, dar dincolo de acest subiect vorbim și de infrastructura specifică, infrastructura sportivă. Vorbim de cele patru stadioane care trebuie să intre în modernizare în București. Dintre care unul e aproape rezolvat, cel de la Arcul de Triunf și da, mai e problemă cu lucrările de modernizare la stadioanele Steaua, Dinamo și Rapid. Exact. Dacă la Dinamo și la Steaua practic nu ar fi probleme în ceea ce privește, să spunem, regimul proprietății, se știe foarte clar. Unul aparține Ministerului de Interne, celălalt Ministerului Apărării. În ceea ce privește stadionul din Giulești, acolo e o problemă, fiindcă așteptăm o decizie definitivă din partea instanței pentru a clarifica regimul proprietății. Uh-huh. Noi am încercat să aflăm de la Compania Națională de Investiții în ce stadiu sunt proiectele de modernizare și n-am aflat pentru cele trei stadioane. Ne puteți spune dumneavoastră? Ceea ce pot să vă spun, pentru Arcul de Triunf deja s-au început lucrările. Okay. Acolo au fost nevoie inclusiv de intervenții, fiindcă stadionul, suprafața de joc nu corespundea, era mult mai îngustă, da, și atunci a trebuit implicit să solicităm
lățirea acesteia, plus vestiarele și alte lucruri de acest tip. La Dinamo avem un studiu de prefezabilitate pe 30.000 de locuri. În momentul de față, CNU spune că numărul de spectatori este prea mare atunci și suma implicit solicitată. Uh-huh. E corelat. Prețul e corelat da. cu numărul de locuri de pe stadion și atunci am avea nevoie de un alt studiu de prefezabilitate pentru a vedea practic cât ar fi un cost pe un stadion mai mic. La fel în ceea ce privește stadionul Stelei, stadionul Ghencea, în care practic acolo încă nu avem un studiu de prefezabilitate și aceasta e procedura pentru a merge mai departe. Și vă spuneam Giulești, unde trebuie să așteptăm o decizie definitivă din partea instanței pentru a vedea dacă sunt probleme cu regimul proprietății. Având în vedere toate aceste întârzieri, să le spunem, ce spun oficialii de la UEFA? Ați avut o discuție pe stadiul pregătirilor? Da, cea mai mare problemă am avut-o cu nedeschiderea arenei naționale, un subiect foarte bine cunoscut la începutul acestui an și chiar în acea perioadă colegii mei din grupul Euro 2020 se aflau la nivel de UEFA. Acolo, practic, la nivel de UEFA lucrăm cu următorul termen limită, astfel încât anul viitor trebuie să anunțăm foarte clar dacă mai avem intervenții în ceea ce privește arena națională. Uh-huh. Undeva în toamna acestui an se va activa acest grup de lucru și vom avea, practic, prima vizită a UEFA în România pentru a inspecta tot ceea ce înseamnă garanțiile guvernamentale pe care România și le-a luat și implicit stadiul lor și care e orizontul de timp în care vor fi gata. Există pericolul ca România să piardă organizarea meciurilor de la campionatul european din 2020? Din punctul meu de vedere, nu, fiindcă întotdeauna, și cum vă spuneam, întotdeauna când avem o presiune din aceasta externă, se pare că reușim să ne mobilizăm și să mișcăm lucrurile. Sunt optimist și chiar îmi doresc, adică să putem să avem din nou un grup de lucru la nivel de guvern. Aceasta a fost și una din propunerile pe care le-am avansat vicepremierului, să avem un grup de lucru cu reprezentanți din partea tuturor instituțiilor și să ne întâlnim la fiecare 2-3 săptămâni, o dată pe lună, să putem să vedem exact care este calendarul implementării, dar nu doar să vorbim despre. Din acea lungă listă de obligații asumate de România, care ar fi cele minimale astfel încât să nu fie periclitată organizarea campionatului? Pentru că, încă o dată, mi-e greu să cred pe calculele pe care le-am făcut noi și pe ce spune și Ministerul Transporturilor. Mi-e greu să cred că vom avea autostrada gata până în 2020. De metrou probabil că la fel e greu să-l avem. Deci care ar fi condițiile minimale? E dificil și n-aș vrea în momentul de față, fiindcă lucrăm cu toate aceste proiecte și de infrastructură generală și de infrastructură specifică, astfel încât nu aș vrea în momentul de față să intrăm în soluții alternative, fiindcă dacă am deschide în momentul de față acest capitol al soluțiilor alternative, fiți sigur că în 2 ani de zile o să discutăm de alternative la alternative. Okay. Da? Astfel încât punctul nostru de vedere este să stăm în toate aceste garanții pe care le-am primit în momentul în care le-am asumat, dar în același timp pur și simplu ceea ce îmi doresc, fiindcă e să avem o capacitate de a înțelege și de a avea o capacitate de a înțelege în ansamblu care este importanța unui asemenea proiect, a organizării 4 meciuri în România. În primul rând, nu e un moft al Federației Române de Fotbal, nu e un moft al suporterilor fenomenului fotbalistic, ci pur și simplu, un asemenea eveniment te poate pune din nou pe harta Europei, adică să nu mai fim doar un contur pe această hartă. Nu mult întâmplător, chiar lucrăm în momentul de față pe un concept de diplomație sportivă pe care să ne-l putem asuma ca țară, folosim modelul francez. Ambasada Franței și excelența sa, ambasadorul Franței la București, s-a implicat activ în acest grup de lucru. În perioada imediat următoare vom avea întâlniri și cu celelalte federații sportive din România. De ce? Fiindcă pur și simplu, ceea ce mă doare cel mai mult este că nu se înțelege că sportul, și mă refer la decidenți, nu se înțelege practic că sportul are nenumărate valori sociale, comunitare, dar și economice. Da? Mă refer la plus valoarea, mă refer la acel profit economic pe care sportul aduce țării. Fiindcă în ciuda faptului că în trecut am avut și încă mai avem sportivi excepționali, decidenții nu fac și n-au făcut de-a lungul timpului decât pur și simplu să facă poze cu aceștia, da? Și a lipsit în toată această perioadă de timp de după Revoluție, din punctul meu de vedere, o strategie foarte clară, o viziune în ceea ce privește toate aceste valori adăugate pe care sportul le poate aduce acestei țări. Interesant recursul dumneavoastră la un concept
relativ nou pentru România, diplomația sportivă, vom reveni asupra lui în decursul interviului. Aș vrea să trecem acum la un eveniment mult mai apropiat în timp, Euro 2016, România e calificată. Care e obiectivul României? Bun, obiectivul primar este trecerea de faza grupelor, dar în același timp ceea ce ne dorim și ne dorim cu asupra de măsură să putem fixa la nivelul tuturor reprezentativelor, nu doar la prima reprezentativă, știți, adică avem echipa națională de junior de la under 15 până la under 21, atât fete cât și băieți, astfel încât să putem să fixăm o mentalitate de învingător. Cred că acest lucru, practic, ar trebui să ne devină nouă, celor care venim din zona federațiilor sportive, ar trebui să ne asumăm acest obiectiv, astfel încât să tratăm fiecare meci de la Euro cu gândul la victorie. Nu știu cum va face asta selecționerul Puiu Ordănescu, care este, l-am văzut în toată această campanie, mai degrabă precaut și încearcă să nu piardă. Dar care e prima de obiectiv pentru fotbaliști, dacă reușesc să treacă de grupe? N-au fost încă stabilite, urmează să le stabilim în momentul în care ne vom întâlni înaintea campionatului premergător Euro, dar cu siguranță nu aceasta va fi miza și nu aceasta va fi elementul motivator pentru jucători. Vă spun sincer, adică dacă comparativ cu anii 90, astăzi nu mai avem, să spunem, jucătorii aceia providențiali pe care i-am avut în acea perioadă, ceea ce pot să vă spun dacă este să fac o comparație cu generația anilor 2000, astăzi avem într-adevăr o generație foarte unită, foarte determinată, în care chiar putem să vorbim de o consistență, de o coeziune a lotului, elemente care în mod cert contribuie și elemente care au contribuit în mod decisiv la această calificare. Totuși nu se poate echipă fără lideri. Care sunt liderii din teren acum ai selecționatei României? Un 11. Sunteți foarte diplomat, bun. Dar nu se poate să nu aveți unul sau doi jucători pe care să-i vedeți capabili să contribuie mai mult decât norma, decât media la această coeziune a grupului. Ați spus, practic, avem o defensivă foarte bună. E bine, în momentul de față, acea defensivă ne-a dus la această calificare. Deci, practic, pur și simplu putem să scoatem în evidență o defensivă extrem de bună. În același timp, atacanții noștri de astăzi o fac foarte bine la nivel de echipă de club. Ne dorim să o facă la fel de bine și la acest campionat european. Cu Denis Alibek sau fără el la campionatul european? Care e poziția dumneavoastră? Bun, niciodată nu am intrat în subiecte legate de selecție, fiindcă avem un staff tehnic competent, care pur și simplu e marcat de responsabilitate și în același timp de echilibru, fiindcă contează foarte mult să ai acest element, astfel încât vă asigur că cei mai buni jucători vor fi prezenți la Euro. Antrenorul selecționatei, ați avut discuții cu Mircea Lucescu pentru preluarea echipei naționale după Euro 2016? Singurele discuții cu domnul Mircea Lucescu au fost înainte de numirea domnului Ordănescu ca selecționer. Acelea au fost singurele discuții în ceea ce privește pe domnul Mircea Lucescu. Dar din ce-l simțiți pe domnul Ordănescu, și-ar mai dori să continue cu încă un mandat la echipa națională? N-am deschis acest subiect cu domnul Ordănescu. Ceea ce pot să vă spun este că este foarte determinat, foarte focusat pe această prezență la Euro. De ce? Fiindcă putem să revenim după 8 ani de zile la cel mai înalt nivel. Bașca să mai vorbim că în ultimii 15 ani am fost prezenți la un singur turneu final. Care sunt pronosticurile dumneavoastră? Unde ajunge România și cine va fi campioana Europei? Bun, campioana Europei cred că va fi Franța. Îmi doresc, în schimb, să nu pierdem în meciul de debut, un meci de altfel foarte, foarte important în ceea ce privește inclusiv promovarea României pe plan extern. Și în același timp, v-am spus, obiectivul primar este trecerea de faza grupelor, dar fiecare meci să-l pregătim cu gândul la victorie. Ați vorbit de meciul inaugural. Campionatul european are loc într-un context politic și social dominat de atentatele teroriste, de teama de violențe în Franța. V-au transmis organizatorii informații despre măsurile de securitate, trebuie să facă echipa României ceva anume, altfel decât la alte competiții de acest gen? Până acum nu am fost cu exactitate informații, adică ceea ce se schimbă în programul echipei naționale. Cu siguranță acest lucru se va întâmpla în perioada următoare, fiindcă colegii mei chiar din zona aceasta de securitate se vor întâlni cu omologilor și din Franța, dar și de la nivel de UEFA. În mod cert, ne așteptăm ca
forțele de securitate să fie suplimentate. Ne așteptăm și chiar cred că ar fi util să avem un sistem în acesta centralizat, astfel încât inclusiv țările participante să-și poată desemna reprezentanți ai forțelor de securitate care să fie prezenți pe teritoriul Franței la acest eveniment, fiindcă cu siguranță va fi un element foarte, foarte important. Ca să nu mai vorbim că în momentul de față, cred că cu toții ne simțim nesiguri, indiferent că suntem la București sau, nu știu, Sofia sau Paris. E un element de insecuritate care în momentul de față planează asupra întregii Europe. Trecem la fotbalul românesc. Cum arată el acum? Vedeți Astra campioană după meciul din weekend? Mai sunt încă câteva meciuri de jucat. În mod cert, Astra a luat o opțiune foarte importantă, s-a detașat. Steaua avea nevoie de victorie în meciul direct. Și chiar cu o victorie, Steaua cred că nu era încă sigură de acest titlu. Astfel încât, da, adică Astra e în momentul de față pe primul loc, așa cum a fost în majoritatea campionatului. Șumudică sau Roy Ghecamp? Care e preferatul dumneavoastră? Pentru... Ca antrenor, ca metode de pregătire. N-am unul dintre cei doi antrenori preferați. Mă bucur de amândoi că sunt jucători, sunt antrenori tineri. Sunt antrenori foarte bătăioși, foarte determinați, foarte updatați, atât Reghe Camp cât și Șumudică, și mă bucur că îi avem în România. Am văzut câteva meciuri importante viciate de greșeli de arbitraj în fotbalul românesc, în Liga 1. Sunteți mulțumit de decizia de a-l aduce ca șef al arbitrajului pe Chiros Vasaras? Sunt nu numai mulțumit, în același timp și voi fi și în continuare un susținător al lui Chiros Vasaras. De ce? Fiindcă cred că fotbalul românesc avea nevoie și are nevoie în continuare să treacă printr-o zonă din aceasta și pur și simplu să nu ne închidem granițele și să spunem că nu avem nevoie de expertiză din afară, mai ales când această expertiză trebuie să fie marcată de integritate. În același timp să nu trăim o iluzie că indiferent pe cine am aduce în România, de mâine practic o să avem o perfecțiune în arbitraj, fiindcă avem nevoie să pregătim o nouă generație de arbitri. Nu e vorba de perfecțiune, în mod evident ea nu există nicăieri, ci e vorba de eliminarea suspiciunilor de lipsă de integritate. Deci să înțeleg că luați în calcul prelungirea sigur, și nu cred, mandatului lui Vasaras. În momentul de față putem să vorbim de, să spunem, de o problemă în ceea ce privește integritatea arbitrului. Nu avem dovezi ca să vorbim de un asemenea lucru. Cred că vorbim de greșeli umane și nu cred că vorbim de greșeli interesate. Dincolo de situația de la vârful Ligii 1, starea fotbalului românesc e una mai degrabă precară, cu foarte multe cluburi care sunt în insolvență, care au probleme financiare mari, care au relații neclare cu administrația locală, încălcări de lege, presupuse încălcări de lege și așa mai departe. Motivele le știm, de ce s-a ajuns aici. Radiografia a fost făcută. Am văzut că ați lansat ca posibil antidot sau posibilă soluție de reviriment în fotbalul românesc, un proiect al centrelor regionale de excelență care să hrănească pe viitor fotbalul. Câte au fost deschise deja? Înainte de a deschide acest subiect al proiectelor Federației Române de Fotbal, ceea ce pot să vă spun este că ne comportăm și acționăm ca niște administratori ai unor păduri. În ce sens? În sensul în care, pur și simplu, acum 2 ani de zile, am venit împreună cu echipa mea de management la nivelul federației și în loc de a găsi o pădure, am găsit o mocirlă, un teren extrem, extrem de mocirlos și doar amintirea că acolo a existat o pădure falnică. Practic, aceasta este imaginea pe care am găsit-o și imaginea cu care lucrăm, astfel încât zi de zi trebuie să sădim continuu. Și când spun să sădim continuu, sunt toate aceste proiecte, inclusiv aceste două centre de excelență deschise anul trecut, unul la Timișoara, celălalt la Târgu Mureș, inclusiv cu două terenuri de fotbal aferente, fiindcă ca federație ne asumăm acest proiect de a investi în infrastructura fotbalistică. Și terenurile au fost construite? De federație, da. Unul la Timișoara, altul la Târgu Mureș, cel la Timișoara cu gazon artificial, cel de la Târgu Mureș cu gazon natural. Alte două centre de excelență pe care le vom deschide anul acesta, unul la Deva și altul la Buzău, care ce presupune? Presupune un sistem centralizat de pregătire a celor mai talentați, 56 de copii din fiecare generație, copii de clasa 9, care au posibilitatea să meargă împreună în aceeași clasă, să beneficieze de cel mai înalt nivel de pregătire și aici mă refer, toate aceste cheltuieli fiind asigurate de federație, ne referim aici la un antrenor principal, un antrenor secund, un antrenor cu portarii, un preparator fizic,
un medic, un team manager, dar și în același timp un profesor de limbă engleză pus la dispoziție de către British Council, unul dintre partenerii noștri în această, în această zonă. Deci vor fi 4 anul acesta, câte vor fi în total? Proiectul inițial suna că dorim să avem 8 asemenea centre de excelență până în 2018, ceea ce pot să vă spun este că anul viitor vom opri construcția altor 2 centre de excelență, urmând ca să investim mult mai mult în aceste 4 centre de excelență, două anul acesta, fiindcă anul viitor vom avea un proiect major de infrastructură fotbalistică și anume? Atunci toate resursele noastre vor merge în această zonă. Altfel spus, împreună cu UEFA, FIFA și cu sponsorii Federației Române de Fotbal, am creat un fond de aproximativ 3 milioane de euro. Gândim în momentul de față o schemă de cofinanțare cu autoritățile locale, astfel încât acești 3 milioane de euro să devină de fapt 6 milioane de euro. Ok, să se dubleze suma. Să se dubleze și astfel încât, ca obiectiv, ca în fiecare municipiu reședință de județ, să avem un teren de fotbal modern cu suprafață sintetică. Deci ăsta este proiectul separat de cel al centrelor de, exact, de excelență. Anul 2017 vom fi puternic implicați în acest proiect de infrastructură, astfel încât pur și simplu pe lângă sistemul competițional nou pe care l-am creat, vezi Liga Elitelor, aici mă refer la o competiție gândită și finanțată de către Federație, competiția pornită anul trecut la două paliere de vârstă, 19 și respectiv 17 ani, astfel încât odată ce am creat această competiție ai nevoie și de infrastructură, da? Ai nevoie să-i pregătești și pe antrenori, ai nevoie să-i pregătești și pe manager, mai bine, da? E un întreg puzzle pe care trebuie să-l punem la punct. Pe lângă cele 6 milioane de euro de care ați spus că vor fi strânse... Noi avem 3 ca Federație. Da? Și dorim încă 3 de la autoritățile locale. Sunt ele suficiente pentru aceste terenuri sau vă gândiți eventual și la atragerea de fonduri europene sau poate de fonduri naționale din PNDI sau programele de dezvoltare? Programul operațional regional poate să reprezinte o soluție. Dacă acolo, de exemplu, am avea o amendare, astfel încât să putem, inclusiv pe port, să putem să avem investiții în baze sportive. Deci, practic, în momentul de față, mingea este în ograda guvernului, se poate să solicite la nivel de Comisie Europeană o asemenea modificare. În mod cert, aceste resurse nu sunt suficiente, dar suntem singura federație, organizație sportivă din România care își asumă că înainte de a solicita sprijin de la nivel de guvern, la nivel de autorități locale, trebuie să inițiezi și trebuie să investești. În mod cert, avem nevoie de un sprijin puternic din partea fondurilor guvernamentale pentru a susține și pe viitor un asemenea proiect. Fonduri europene, în schimb, noi ca federație am reușit anul trecut să absorbim 500.000 de euro, dar pentru două proiecte cu caracter social, în urma cărora practic am creat 32 de locuri de muncă, 16 la Mogoșoaia într-o întreprindere socială, în care ne printăm eșarfe, bilete, ne inscripționăm bannere și așa mai departe, plus un alt proiect social, Dumbrăvița, în comuna limitrof municipiului Timișoara. Unde ce se întâmplă? Unde, practic, acolo avem o mini-bază sportivă în care sunt angajate 16 persoane care vin din medii defavorizate social. Am înțeles. În planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului din România 2015-2020, adoptat de FRF, unul din obiective este implementarea programului de pregătire unitară pentru loturile naționale și centrele regionale. Ați început să implementați acest program de pregătire unitară? Până în maxim 2 luni de zile vom fi gata pentru prima dată în istoria Federației, în premieră, practic vorbim de o filozofie în ceea ce privește pregătirea la nivel de copii și juniori. Okay. În același timp, acestei filozofii i-am adăugat acum o lună de zile și componenta de pregătire și recuperare fizică, în ceea ce privește, să spunem, un transfer de bune practici și, bineînțeles, aducerea fizică în cadrul Federației a unuia dintre cei mai reputați specialiști. Și mă refer aici la Christos Papadopoulos, șef al Departamentului de Pregătire Fizică la Schalke 04, 10 ani și 5 ani la Stuttgart. De o lună de zile e în România și se ocupă de acest nou departament creat la nivel de federație. La fel cum de un an de zile avem un departament nou creat, departament medical. Gândiți-vă, Federația Română de Fotbal a funcționat fără un asemenea departament medical, fără o strategie în zona de nutriție, fără o comisie medicală sau o comisie antidoping cu cei mai buni specialiști din piață, și am zis antidoping fiindcă e un subiect fierbinte pe agenda sportivă.
va fi implementat prin acest program de pregătire unitară și o tactică, o pregătire tactică unitară pe toate nivelurile de pregătire, sau se rezumă la ceea ce spuneați, la aceste principii de organizare, la... Nu, vom intra în detalii, în detalii. În mod cert, această strategie va fi implementată la nivelul tuturor loturilor naționale și în același timp la nivelul centrelor de excelență, urmând ca practic după aceea să fie recomandată cluburilor noastre din țară. De acolo depinde de cluburi dacă vor dori să o aplice sau nu. Fiindcă de foarte multe ori te lovești fie de o rezistență la schimbare, fie pur și simplu de o pricepere mai bună decât cei de la centru, să spunem. Este acest proiect similar cu cel din Germania? Știu că în Germania a derulat un astfel de proiect în ultimii 20 de ani, sper să nu mă înșel, iar rezultatele se văd în stadiul actual al fotbalului german de primele divizii, care atrage număr record de spectatori, de exemplu. Așa este. Bundesliga e pe primul loc în ceea ce privește numărul de spectatori. Nu numai Germania reprezintă unul dintre modelele noastre de analiză, practic în toată strategia pe care o avem de dezvoltare a fenomenului fotbalistic în România, avem trei modele mari. Unul este cel danez, la nivel de fotbal de bază. Anul trecut, în toamnă, am semnat un parteneriat strategic cu Federația Daneză de Fotbal. Al doilea partener strategic pentru noi este reprezentat de Federația Olandeză, în ceea ce privește modul de pregătire la nivel de copii și juniori, arbitri, antrenori. Și al treilea model pentru federație este cel reprezentat în zona comercială și de marketing de către UEFA. În mod întâmplător, astăzi, toată strategia comercială și de marketing a federației, pe fiecare proiect în parte, echipa națională, Cupa României, Liga Elitelor și continuăm mai departe, este făcut de către cei care au implementat strategia pentru Champions League. Foarte interesant. Și îi plătiți sau ei sunt plătiți de UEFA și vin și dau... consultanță gratuită, cum funcționează modelul ăsta? Federația Română de Fotbal a avut șansa de a intra într-un grup pilot de 5 țări, într-un proiect inițiat de UEFA, finanțat 100% de către UEFA. El se numește Greu 2020. În mod întâmplător, în mai puțin de un an de zile, Federația Română de Fotbal deja este raportată de către UEFA. Am ieșit din zona Europei de Est în ceea ce privește raportarea la nivel financiar și la nivel comercial și de marketing. Suntem în momentul de față în grupul țărilor din Europa Centrală și țări nordice. Chiar în luna ianuarie am fost invitat la Istanbul de către UEFA de a vorbi celorlalte federații despre modelele noastre de bună practică. Săptămâna trecută, colegii mei din zona de grassroots au fost în Slovenia, la Ljubljana, pentru a reprezenta modele de bună practică în ceea ce privește un alt proiect major pe care noi l-am inițiat în România. El se numește Împreună Suntem Fotbal, un proiect care presupune că în următoarele 12 luni să demarăm în total, deci mă refer la un proiect care urmează să... A fost inițiat anul trecut în toamnă, iar în 2 ani de zile obiectivul este să inițiem 11 competiții noi. În toamna anului trecut am demarat deja... Pentru copii și juniori. Exact. Am demarat deja 5 competiții la nivel de școli, licee, universități, copii cu dizabilități și copii din mediul rural. Proiectul pentru copiii din mediul rural e un proiect foarte important, inclusiv în zona de scouting, fiindcă de foarte multe ori ne lăudăm, ne batem cu pumnii în piept că suntem o țară mare, 20 de milioane de locuitori, dar în sportul românesc, în fotbalul românesc, pur și simplu ne rezumăm la o selecție doar din mediul urban. Chiar voiam să vă întreb ce faceți cu cei 45% din populația României care trăiește în mediul rural și cum le oferiți copiilor din mediul rural accesul la fotbal până la urmă. Acesta este proiectul în premieră pe care l-am inițiat. Pur și simplu, în ultimii 25 de ani nu am avut niciun proiect în fotbalul românesc pentru copiii din mediul rural și vorbim practic de aproape 50% din populația României. Cele mai multe terenuri de acolo am văzut cu ochii mei în zona Ialomița, Buzău, sunt transformate în izlazuri. Da. Proiectul sub care ne-am apucat să promovăm acest lucru se numește Transformă ulița în stadion. Au fost angajați 21 de antrenori, 21 de referenți zonal, câte unul pentru fiecare două județe. A demarat ca și proiect pilot, iar cei mai talentați copii, care deja se află în momentul de față în procesul de selecție, vor însoți echipa națională la Euro și vom sprijini să se integreze după aceea la cluburile locale de fotbal. Vreau să vă pun o întrebare. Când faceți aceste proiecte de marketing sportiv, dădeați și exemplu celor de la UEFA care s-au implicat, de unde angajați specialiști români în marketing sportiv? Există disciplina asta predată în vreo facultate sau tot timpul se face calificarea la locul de muncă? Nu avem, fiindcă nici nu avem o școală astăzi care să te pregătească în domeniu, la fel cum nu ai o școală în ceea ce privește managementul sportiv. Deci în toată această perioadă de 2 ani de
zile, viziunea noastră a fost în felul următor. Să putem să reprezentăm un model pentru sportul românesc. Un model că se poate în România. Fiindcă de cele mai multe ori, dacă vom aduce experți din afară care să ne spună cum se face treaba la Ajax Amsterdam, Bayern sau Manchester United, o să spunem că e prea departe de noi. Uh-huh. La fel, acest lucru cred că e specific în toate sectoarele de activitate din România. Și atunci, în primul an de zile, am spus că trebuie să ne dezvoltăm resursa umană internă. După ce am făcut acest lucru, apelând la expertiză din afară, așa cum vă spuneam, de cele trei modele, danez, olandez și UEFA, ne-am apucat să-i pregătim pe oamenii din țară la nivel de cluburi, iar anul trecut, împreună cu UEFA, am demarat un proiect pilot. Doar în România se întâmplă, deci nu se mai întâmplă nicăieri în altă țară din Europa. E un proiect finanțat 100% de către UEFA. Proiectul se numește Football Management Scheme. E prima școală de management fotbalistic din România. Am selectat 35 de președinți de cluburi, de la nivelul Ligii 1, Ligii 2, Ligii 3, fotbal feminin, fotbal de sală, asociații județene de fotbal, cluburi de copii și juniori, care timp de un an de zile, în 6 sesiuni, strategic, marketing comercial, operațional și așa mai departe, până la 6 sesiuni, vor încerca să deprindă modele de bună practică și know-how din ceea ce înseamnă cluburile din Occident și federațiile mari. Da, există dorința de a învăța în rândul oamenilor din fotbal, pentru că senzația pe care o am eu ca privitor, mai degrabă neimplicat în acest domeniu, e că președinții de cluburi de fotbal parcă știu totul. Să știți că lucrurile nu stau chiar așa și i-am simțit, fiindcă au răspuns imediat afirmativ invitației noastre de a lua parte la aceste cursuri, ba mai mult decât atât, nenumărați alți președinți care n-au putut să intre în acest grup de 35 și au dorit să fie parte a acestui program de formare. Astfel încât acesta e un program de formare prin care să putem să facem acest transfer de bune practici din vest, din fotbalul mare, să spunem, în România, fiindcă dacă pur și simplu nu ne pregătim propria resursă umană, nu avem nicio șansă să supraviețuim. Asta e evident. Alte două obiective pe care le-am văzut în acest proiect al Federației sunt școala de management sportiv și Centrul Național de Formare și Cercetare în domeniul fotbalului. În ce stadiu sunt ele? Școala de management deci este despre care ați spus, da? Deja okay. Anul trecut, un proiect care va continua de acum în fiecare an. În toamna acestui an va intra vom avea cea de-a doua ediție. În ceea ce privește Centrul Național de Formare, acolo vorbim de crearea unei fundații de formare în fotbal, fundație care va fi aprobată în 10 mai de către Adunarea Generală a Federației, astfel încât ne asumăm ca și termen limită de a fi gata cu tot ceea ce înseamnă procedura administrativă undeva în toamna acestui an, astfel încât în toamna acestui an să putem să punem pe picioare un institut, o fundație de formare în fotbal, cu tot ceea ce presupune zona de management sportiv, marketing comercial, zona de antrenorat, până și ne dorim să-i pregătim pe magazineri, pe preparatorii fizici, pe doctorii sportivi și așa mai departe. Vorbeați mai devreme despre diplomația sportivă. Ce înseamnă și ce veți face în mod aplicat în acest domeniu? Povestea începe în felul următor. Noi ca federație am început încă de acum 7-8 luni de zile să lucrăm pe acest concept de diplomație sportivă. După care, în toamna anului trecut, mai degrabă în vara anului trecut, am fost invitat de comisarul pe educație, cultură și sport, Tibor Navrăcic. Comisarul european, să fac parte din high-level grupul pe diplomație sportivă, alături de președintele Comitetului Olimpic European, de președintele Federației Europene de Handbal, fostul ministru Valéry Fourneron, ministru al sportului în Franța, și o listă de cercetători, 15 la număr. Astfel încât undeva până în această vară să avem gata o strategie de diplomație sportivă pe care să o propunem comisarului și implicit ea să fie însușită apoi la nivel de Comisie Europeană. Același lucru ne-l dorim și la nivel de țară. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă în momentul de față sportul are această capacitate de a contribui enorm la o identitate modernă. O identitate modernă și pe care, alături de cultură, sportul o poate aduce. Și când mă refer la alături de cultură, mi-aș dori ca, de exemplu, ICR-ul să poată să redevină, să-și asume din nou aceeași abordare pe care a avut-o în perioada lui Patapievici. De ce? Fiindcă dacă nu vom încerca să înțelegem că cultura și sportul au această capacitate de tracțiune pentru această țară, pentru România, practic o să rămânem din nou periferici, o să rămânem din nou o țară și o țară doar prezent acolo ca și contur pe harta Europei.
Dar luați în calcul o colaborare punctuală cu ICR? Sigur, ne dorim acest lucru. Ați discutat cu președintele ICR? Colegii mei care se ocupă de Euro 2016, fiindcă acesta este primul proiect pe care îl avem în momentul de față în acțiune, au discutat, da. Ne interesează să dezvoltăm extrem, extrem de mult această relație cu ICR. În mod întâmplător, chiar luni, ne vom afla la Paris, unde împreună cu domnul ambasador Luca Niculescu vom organiza o conferință de presă în care vom prezenta presei franceze toată această strategie, viziune pe care noi o împărtășim despre fotbal, dar în același timp și de a acoperi o prăpastie comunicațională, fiindcă avem foarte multe solicitări din partea presei franceze, despre fotbalul românesc și despre prezența noastră la Euro și despre, bineînțeles, modul în care această deschidere de campionat european în premieră pe care o avem va contribui, să spunem, la dezvoltarea fotbalului în România. Vorbeați de diplomație sportivă, o știre stranie, aparent, a ținut prima pagină în urmă cu 2-3 săptămâni, când ați lansat acele tricouri pline de simboluri matematice, ecuații, făcea parte dintr-o campanie de marketing, ați lansat împreună cu editură un manual alternativ de matematică. Luați în calcul și alte inițiative similare pentru copii? Nu este doar o campanie de marketing, ci este partea unui proiect de afirmare și fixare a identității naționale și a României. Aceasta este, deci nu a fost o campanie de marketing, ci partea unui proiect mult mai amplu pe care îl gândim în ceea ce înseamnă și oportunitatea pe care fotbalul o poate aduce afirmării identității naționale. Proiectul are un subproiect și anume FRF susține educația. Okay. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă pur și simplu, în urma unor cercetări de piață pe care le-am întreprins, am văzut că foarte mulți părinți separă lucrurile, ori fotbal, ori școală. Și atunci pur și simplu... E comună. E foarte, foarte comună această gândire. Pur și simplu dorim să schimbăm această percepție. De ce? Fiindcă jucătorii de fotbal trebuie să fie niște jucători inteligenți, trebuie să gândească rapid, iar cercetările spun acest lucru, fiindcă jucătorii inteligenți reușesc în cariera lor sportivă, mult mai ușor decât ceilalți. Și ulterior, după ce se lasă de fotbal, exact. Și rămân în fenomen. Exact. Iar acest lucru e un al doilea care contează pentru noi, reintegrarea socială după ce practic au pus punct unei cariere de profesionist. Dar în același timp mai lucrăm cu un alt concept numit dual career, fiindcă practic nu trebuie să fim interesați de ce o să facă sportivul după ce și-a întrerupt cariera, ci încă din timpul carierei de fotbalist trebuie pregătit pentru ceea ce, pentru activitatea de după activitatea de fotbalist. Dar ce înseamnă acest proiect legat de identitatea națională? Puteți să-mi dați mai multe amănunte? E un proiect al FRF-ului sau sunteți în colaborare cu alte instituții, federații? E un proiect exclusiv al Federației Române de Fotbal. Ne dorim ca în acest proiect să intre și alte federații sportive. Ne dorim ca alături de noi să avem și alți parteneri sociali. În momentul de față avem câțiva reprezentanți ai societății civile care ni s-au alăturat în acest proiect. Ce ONG-uri, dacă ne puteți spune? British Council, Romani Cris, Hans Seidel Foundation, Konrad Adenauer, Friedrich Naumann, și lista e una care continuă, cu care lucrăm pe diferite proiecte, inclusiv suntem gata în momentul de față, e ultima revizuire a unei strategii de antidiscriminare în fotbal cu care am lucrat. Roma Policy Center, iarăși o altă organizație. E bine, am încercat să creăm un grup de actori interesați de acest lucru. Care e obiectivul? Pur și simplu ca sportul românesc să devină, că aș fi vrut să spun să redevină, nu, să devină pur și simplu un tractor, să spunem, al identității naționale și în același timp să pur și simplu să putem să punctăm foarte bine care sunt valorile sociale, valorile comunitare, valorile economice pe care sportul și implicit fotbalul în mod particular le poate aduce societății noastre. Mi-a atras atenția ce ați spus legat de identitatea națională și vreau să facem trecere la ultima temă a interviului, cariera dumneavoastră și cum ați ajuns la Federația Română de Fotbal. De ce spun că mi-a atras atenția? Pentru că am văzut că ați făcut Colegiul Național de Apărare la Universitatea de Apărare Carol I, cursuri de specializare în domeniul politicilor și strategiilor de securitate. Ce treabă au strategiile de securitate, identitatea națională și fotbalul? Bun. Astea au fost cursuri făcute la Colegiul Național de Apărare, fiindcă sunt absolvent de științe politice, facultate, master, doctorat în această zonă. Tema inclusiv pe care am avut-o atât la nivel de master cât și la nivel de doctorat a presupus conceptul de europenizare, adică practic tot transferul de bune practici, know-how de la nivel comunitar, de la nivel de instituție UE, la nivel național, practic același proces în care ne aflăm astăzi în ceea ce privește fotbalul românesc. Cum am ajuns la federație?
M-am născut, să spunem, cu fotbalul în casă. Tatăl meu a fost un jucător important. Știm că ați și jucat fotbal, da. Am și jucat fotbal până la 19 ani. La 19 ani, în schimb, am pus punct, să spunem, a carierei, preferând, practic, o carieră, să spunem, universitară și pur și simplu să pot să fac tot parcursul educațional necesar. Demarând în paralel un proiect foarte drag mie, numit Mini-Fotbal, Mini-Fotbalul, da. Pe care l-am dezvoltat la nivel local, la nivel regional, la nivel național, la nivel european, la nivel internațional. Conduc astăzi și Federația Europeană de Mini-Fotbal, o structură care aduce la un loc numai puțin de 1 milion de sportivi amatori din Europa, nelegitimați, nepracticanți în fotbalul profesionist, care se bucură de o susținere extrem, extrem de importantă, în primul rând din partea Guvernului Britanic și altor parteneri instituționali și care pur și simplu, după ce am... Ce nu înțeleg eu este, și poate mi explicați, cum, având aceste preocupări legate de sport, de mini-fotbal, ați luat decizia să mergeți la Colegiul Național de Apărare? Adică sunt două lucruri care mai degrabă se exclud. Nu prea se exclud. De ce? Fiindcă pur și simplu ești interesat la un moment dat să poți să înțelegi cum funcționează societatea, din toate punctele de vedere. Practic, acesta cred că este atributul și a unui sociolog și a unui absolvent de științe politice, să înțeleagă cum funcționează societatea pentru a ști unde trebuie să intervii ca să poți să pui în mișcare la un moment dat. Noi, în fotbal, îi spunem o mașinărie a performanței. Da? Bineînțeles, fiecare în parte, în fiecare sector de activitate o poate numi altfel. Sunteți cumva membru și în Academia de Științe ale Securității Naționale? Nu sunt membru. Acea academie despre care se discută atât de mult? Nu sunt membru. Am văzut că ați fost consilier la administrația prezidențială, la departamentul de minorități, condus pe vremea aceea, dacă mă înșel, de domnul Peter Eckstein Kovács. Da? Cum ați ajuns acolo? Ați dat un concurs sau v-a chemat domnul Kovács? Îl cunoșteați? Da, vă știa expertiza? Am lucrat cu domnul Peter Eckstein Kovács în Parlament. Exact. La Senat, la Comisia Juridică, da. Încă 2 ani de zile am lucrat în cadrul Comisiei Juridice a Senatului României, când domnul Peter Eckstein Kovács era președinte. Al acestei comisii, am lucrat cu dumnealui și, bineînțeles, după aceea am continuat să lucrez cu el în cadrul administrației prezidențiale până în 2012, dacă nu greșesc, când am plecat din cadrul administrației prezidențiale, dedicându-mă total, să spunem, proiectului de mini-fotbal. Și apoi la Federația Română de Fotbal, alegerile din 2014. Despre ascensiunea dumneavoastră rapidă, pentru că ați ajuns șef la FRF la o vârstă foarte fragedă. Cel mai tânăr președinte din Europa. Exact. S-au făcut multe speculații în gazetele de sport, în televiziuni și așa mai departe. Iar faptul că v-ați afișat în tribunele unor meciuri alături de oameni puternici și legați de domeniul securității naționale, precum Vasile Dâncu, George Maior, Gabriel Oprea, Liviu Dragnea, au alimentat speculațiile că ați fi sprijinit de un serviciu secret. Au existat aceste speculații, aceste semne de întrebare. Aveți vreo legătură cu vreun serviciu secret? N-am nicio legătură și cred că pur și simplu, fiindcă tot am văzut această discuție în piață de ofițeri acoperiți sau neacoperiți. La un moment dat, adică se pare că societatea, adică dacă mergem în direcția asta, se împarte între ofițeri acoperiți / neacoperiți, da? Și, nu știu, și penali. Se pare că, practic, dacă la un moment dat, dacă pur și simplu te bați pentru anumite principii, ești dus în această zonă. Da? Preferi, da, să ți se pună această etichetă decât eticheta de penal. Adică, nu înțeleg, preferați să rămâneți cu eticheta de... Prefer să fiu etichetat în felul acesta decât să fiu etichetat ca fiind un penal. Dar sunteți nu sau nu ofițer acoperit? Și n-am nicio legătură cu niciunul dintre serviciile de informații. Trebuie să remarc discursul dumneavoastră care este ieșit din comun atunci când ne gândim la sport, la lumea sportului și mai ales cea a fotbalului, în care avem destule exemple de proaste practici. Se cunoaște educația pe care o aveți la SNSPA și mai departe. Pot să nu vă întreb, vă gândiți să intrați în politică la un moment dat? Nu, este exclus. Îmi doresc pur și simplu să rămân implicat în fotbalul românesc. Îmi doresc să am posibilitatea să câștig și următorul mandat în 2018. Pur și simplu să putem să continuăm tot acest proces de reformă. Astfel încât în următorii 10 ani, da, fiindcă au trecut 2 ani de zile, am introdus o limită de mandate la nivel de federație. Da, 2 mandate. 3 mandate. 3 mandate. De 4 ani, astfel încât, practic, obiectivul meu este ca și în următorii 10 ani să fiu la nivel de federație. Deci vă doriți cele 3 mandate împreună 12 ani. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru interviu. Foarte mult.